ne-a dovedit în urma review-urilor că poate să realizeze televizoare smart cu specificații de top la un preț destul de ok, respectiv să vină cu un panou OLED, tehnologie Dolby Atmos pentru un sunet mai intens, Dolby Vision pentru o experiență vizuală ridicată și așa mai departe. Chiar și la segmentul de mijloc ne-au arătat că ne pot oferi specificații ridicate la un preț destul de accesibil. Dar haideți să vedem cum s-au descurcat și pe segmentul de televizoare entry-level. Așa că tocmai urmăriți review-ul noului Smart TV de la Philips, modelul 50PUS7805. Să-i dăm drumul! În principiu despre design, n-am ce să reproșez deoarece au păstrat aceeași margine subțire precum găsim și pe segmentul de mijloc. Și asta mi-a plăcut foarte mult deoarece ne arată că Philips ține cont de experiența vizuală când vedem un film, fără să ne sară noi vreo latură groasă de la televizor. Singura diferență vizibilă este la suportul televizoarelor care sunt din două picioare dintr-un material plastic față din metal cromat cum regăsim pe cele din segmentul de mijloc. Modelul pe care îl vedeți în imagine este varianta de 50 de inci 4K cu tehnologie LED. V-am lăsat în descriere un link către ofertele magazinelor. Chiar și pe un televizor din segmentul entry-level, aceștia au păstrat marea majoritate a noilor tehnologii încât să ne ofere un sunet și o experiență vizuală foarte bună. Iar aici mă refer că vom găsi acele 3 laturi iluminate Ambilight care îți creează impresia de display infinit, tehnologie HDR10 Plus, inclusiv HDR10 Pro și HLG Pro, Dolby Bass Enhancement, Dolby Atmos, unde dacă îl vei conecta la un soundbar, acesta va schimba total experiența audio, cât și Dolby Vision pentru reproducerea culorilor ce reflectă intențiile inițiale ale regizorului cu mult peste televizoarele standard. Pe lângă cele specificate, aceștia au păstrat pe modelul entry-level caracteristici ca pe segmentele de mijloc și de top. Ca un exemplu ar fi ultimul procesor de imagine P5 Perfect Picture, care îți va îmbunătăți culorile încât să fie mai vii, contrastul să fie mai clar, cât și tonurile pielii să fie cât mai naturale. Chiar am fost plăcut impresionat să văd că multe din caracteristicile modelelor de mijloc să fie regăsite și pe cele din zona entry-level. Despre imagine pot spune că toată tehnologia de care dispune, experiența vizuală este una foarte bună ținând cont de prețul pe care îl are și comparativ cu modelele din același segment. Singurul lucru care ar mai fi trebuit îmbunătățit este la densitatea pixelilor, fiind doar la 1700 față de 2100 regăsit la alte modele din același segment. La fel pot spune și despre luminozitate. N-ar fi fost rău să fie puțin mai luminat chiar și după ce ridici luminozitatea din setări. Pentru că încă suntem la zona de imagine, televizorul este capabil de 4K upscaling, reprezentând că imaginile de rezoluție mai mică să fie convertite la o rezoluție mai mare, de o calitate mai ridicată. Televizorul dispune de un unghi mare de vizibilitate, ajungând până la 178 grade. Despre sunet aș putea spune că pentru cei 20 de W rezultați din cele două difuzoare și al tehnologiei AI Sound, stă destul de bine chiar și cu volumul dat la maxim. Cu toate că este construit în totalitate dintr-un plastic lucios care, deși nu pare rezistent la praf și zgrieturi, face ca televizorul să arate destul de bine. Plus de asta, nu cred că v-ar interesa atât de mult carcasa față de ecranul care ne reproduce imaginile. Cu ce se diferențiază față de restul segmentelor este că nu vine cu sistemul de operare Android TV, ci cu un sistem denumit Safi, care, în urma testării lui, nu pot spune că îmi place sau că îmi displace. Într-adevăr, este un sistem simplu și intuitiv care a primit de curând un update important care face ca acesta să se miște mult mai rapid. Un alt lucru cu care se diferențiază de portofoliul Cero de la Philips este că acesta vine cu asistentul virtual Alexa, față de Google precum regăsim la segmentele superioare. Un aspect important pe care l-am observat și l-ar putea îmbunătăți este timpul mare dintre schimbarea posturilor TV. Mi se pare că tranziția dintre ele este una destul de mare. Despre conectivitate, televizorul vine cu 3 HDMI ARC, 2 porturi USB, mufă pentru internet, jack pentru căști, Wi-Fi integrat, ieșire audio digitală și slot CI+.
Per total, pe durata testării televizorului, modelul 50PUE7805 i-a oferit o experiență vizuală bună cu un sunet de calitate, iar eu consider că raport calitate-preț este un best buy. Cam acesta a fost review-ul noului model de Smart TV din segmentul Entry Level de la Philips. Nu uitați să-mi lăsați un like și un subscribe pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de tehnologie, gaming și tutoriale. Eu sunt Mihai, te auzim pe data viitoare, pe curând!